Credincioșii din Republica Moldova se pregătesc pentru Paștele Blajinilor, o sărbătoare religioasă de mare însemnătate pentru basarabeni. Conform tradiției, mulți oameni au mers la cimitire să facă curățenie la morminte. Unii au celebrat în avans și și-au pomenit de azi rudele decedate. Autoritățile susțin că cele 10 cimitire din subordine au fost salubrizate, iar poliția a luat măsuri speciale pentru a păstra ordinea publică. La cimitirul Sfântul Lazar din Chișinău au fost azi 10 de oameni pentru a face curățenie la morminte sau pentru a-și pomeni morții. Paștele Blajinilor este celebrat în mod tradițional în ziua de luni, dar unii au vrut să evite îmbulzeala. Am venit să pomenim pentru că mâine mai avem de dus undeva și n-a să reușim. Și am venit de astăzi, de acum, să pomenim într-o parte, mâine în altă parte. Eu s-o nedeală uborcă, ubirală. А в понедельник уже приду, помяну. Если захотят кто-то прийти, будет чистенько. Помним, любим, плачем, гордимся. Царствуем всем небесным. Мне уже так давно уже азом покут, вода просит. Ați făcut curățenie și mâine deja o să veniți să-i pomeniți. Da, mâine venim și-i pomenim. Sau mâine, luni. Cimitirul Sfântul Lazar este unul dintre cele mai mari din Europa de Est și la celebrarea Paștelui Blajinilor sunt așteptați foarte mulți oameni. Mâine și poi mâine va fi sistat traficul pe strada 2 la tronsonul cuprins între Sfântul Lazar. Excepție va face doar transportul public. Autoritățile susțin că vor fi amenajate în preajmă și mai multe locuri de parcare pentru transportul privat. Zeci de polițiști vor asigura ordinea publică la cimitire, dar și pe străzile Chișinăului. Cetățenii pot ajunge și cu transportul public la cimitirul Sfântul Lazar. Rutele C și D au puncte de plecare din zona circului și vor fi gratuite. În total, pe linie vor circula 100 de unități de transport. Și în acest an, la intrările în cimitirul Sfântul Lazar, se vând cu succes flori, dar și pască, cozonac sau băuturi răcoritoare. Ca și în anii precedenți, de Paștele Blajinilor pe teritoriul cimitirului Sfântul Lazar vor fi 3 ambulanțe pentru ajutor medical. O ambulanță se va afla și în cimitirul central din strada Armenească. Peste 450 de pompieri și salvatori cu 145 unități de tehnică vor fi la datorie pentru siguranța cetățenilor. În vederea evitării izbucnirelor, focarelor de ardere, pe teritoriul cimitirilor oamenii sunt rugați să nu amplaseze flori, ci coroane artificiale în apropierea unor surse de aprindere. Lumânările și tămâiele trebuie să fie aprinse cu grijă, fiind plasate în cutii sau candele din materiale incombustibile și să nu fie lăsate nesupravegheate. Tradițional, Paștele Blajinilor se sărbătorește în luna de după Duminica Tomii, la o săptămână de la Învierea Domnului, Paștele propriu-zis. Credincioșii sunt rugați să aducă la morminte flori naturale și nu din plastic. Acestea sunt făcute dintr-un material greu degradabil și devin o sursă de poluare a aerului.